afară, este vară în București. Șmecherie. Sunt 5 luni, 5 luni de când am pus prima dată piciorul pe trotineta asta. Avem atâtea amintiri împreună de la prima căzătură în ploaie până la cucerirea Bucureștiului pe două roți. Superb, superb. Acum e vara afară și parcă pe măsură ce timpul trece devenim și mai apropiați. Lumea la o parte, cred cu tărie că asta e una din cele mai bune modalități prin care poți să te deplasezi prin București și trotineta asta e genială. Atinge maxim 40 de km la oră și are o autonomie incredibilă. Sincer să fiu, nu am consumat bateria la maxim niciodată pentru că nu am avut nevoie. Siguranță. Fără nicio îndoială pot să recomand trotineta asta atâta timp cât mergeți în siguranță. Găsiți link în descriere cu mai multe detalii. Pe lângă asta, nu știu dacă ați observat, dar aici lângă mine e o cutie super șmecheră pe care am amânat să o deschid. Mi-am amânat plăcerea de a o deschide pentru câteva luni de zile ca să fac videoul ăsta. Este vorba despre butonul de 100.000 de abonați de la YouTube. E timpul să deschidem această bijuterie. Primul lucru pe care îl găsim în pachet este scrisoarea de la YouTube care te felicită pentru cei 100.000 de abonați, semnată de CEO-ul de la YouTube, Susan, nu știu cum, Susan You achieved this milestone with hard work, perseverance and probably a healthy sense of humor too. Cam au dreptate, îmi place cum sună. Buton oglinjoare. Cine-i cel mai șmecher vlogger din țară? În fine, asta e scrisoarea și următorul lucru din pachet. Presented to Cristian Dascalu for passing 100.000 subscribers. YouTube. Ăsta este butonul de la YouTube. Pot să spun că arată excelent, e o plăcere să-l țin în mână. My precious! Foarte solid, nici prea greu, nici prea ușor, suficient cât să-l ții în mână, să te simți confortabil cu el. Precious! Da! Sunt super încântat atunci când ceea ce se petrece în mediul ăsta online, în mediul virtual, capătă forme în lumea reală, forme palpabile și atunci când, uite, când țin butonul ăsta în mână sau când mă întâlnesc cu voi pe stradă sau, nu știu, e ceva extraordinar și mă motivează să creez conținut șmecher în continuare. Trebuie să vă mulțumesc vouă pentru că ați făcut cifra asta posibilă, o cifră la care nu mă gândeam, chiar nu-mi trecea prin minte acum un an și ceva de zile că o să ajung la cifra asta, dar uite câte lucruri se pot schimba într-un an. Vă mulțumesc pentru asta și iar acum cei care nu v-ați abonat, știți ce trebuie să faceți ca să mai punem un zero aici. Hai să vedem unde pot să atârn chestia asta, că vreau să-l pun aici să mă laud cu el la lume când mai vine pe la mine. Am un cui care deja e bătut aici în perete și o să încerc să-l folosesc pentru că n-am niciun chef să dau alte găuri prin pereți. Problema însă este că butonul ăsta are două găuri. Dacă îl pun în perete așa, o să se întâmple ceva de genul. Nici prea bine, dar nici foarte bine. Noroc că avem... Asta e o bandă dublu adezivă, adică poți să lipești atât pe partea asta cât și pe partea interioară. Șmecherie. Ce mă mai enervează în camera asta e perdeaua asta. Asta trebuie să o schimb neapărat. Spiritul contează, cam așa o să arate camera mea pentru o vreme cel puțin. Când tot a venit vorba despre performanța acestui canal de YouTube, mergem să ne întâlnim cu o persoană care a jucat un rol extrem de important în istoria acestui canal. Hai să mergem! Bine că nu e curent și nu merge liftul și trebuie să cad trotineta asta pe scări. Sunt undeva în Parcul Tineretului, pe aici se întrunește mafia vlogurilor ca să facă
să stabilească viitorul YouTube-ului, înțelegi? Și el a filmat el... primul, nu se poate. Ești gata să-ți schimbi viața? Doamnelor și domnilor, pentru prima dată pe acest vlog, în aplauzele dumneavoastră, Cătălin, zi și Backpack Your Life, unul din cei mai șmecheri vlogger din România, doamnelor și domnilor. Cătălin este primul vlogger mai mare care a avut o contribuție importantă la dezvoltarea canalului ăsta. Primul vlogger mare care m-a promovat. Și eu atunci aveam undeva 6-7.000 de abonați, cred tu peste 200.000 sau 300.000. Și îți dai seama că e un impact, a fost un impact destul de mare pentru canalul meu și mai ales pentru psihicul meu, pentru că m-a motivat să continui. Și așa, și acum trebuie să îți mulțumesc față în față, e prima dată când ne cunoaștem după mult timp. Nu trebuie să mulțumesc, dar vreau să zic o chestie pe care oamenii nu o știu, pentru că povestea de atunci cu video ăla am zis-o doar că nu am zis-o pe toată. M-am trezit undeva la 7 dimineața, eram în Filipine, pe o insulă la mama naibii, și am deschis laptopul și la recomandate mi-a apărut un video, nu mai țin minte ce video cu tine a fost, doar știu că eu trebuia să, la ora 8 trebuia să iau o barcă cu care să plec și am stat până pe la ora 8 și 20 să mă uit la video. Era tipul cu barca, mă așteptam în fața hotelului. Eu stăteam și mă uitam ca nebunul la video și îmi plăcea și mi s-a părut atât de tare și pentru prima oară în viața mea de când fac YouTube așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, am deschis camera și am vorbit de vlogul tău. Și eu m-am trezit, că e diferență de fuso orar față de, de România, eu m-am trezit a doua zi dimineață și am văzut că, bă, ce e cu atâta activitate pe canalul meu, știi că veneau comentariile, Backpack Your Life, Backpack Your Life, și m-am uitat și nu mi-a venit să cred. Și da, super șmecher. Bănuiesc că lumea știe cam ce conținut ai tu pe canal, nu știu dacă mai trebuie să te introduc eu la oameni, că mulți sunt de la tine aici. Dar în orice caz, Cătălin călătorește full-time, călătorește full-time și face, documentează experiența asta. Documentează un cuvânt, am putea spune puțin pompos sau am putea spune puțin prea pretențios. Fac niște videouri în care încerc să arăt modul prin care eu văd lumea și modul prin care eu înțeleg planeta asta. Astea cu ce te, cu ce te deplasezi tu? Nu m-am dat niciodată pe așa ceva, să mori. De aici accelerezi, asta e accelerația. Asta e accelerația, da? Asta e frână, da. Bă, să-mi bag ula. Urcă-te pe aia. Ești nebun? Bă, deci trebuie, deci dau de ăsta. Da, împinge puțin. Bă, să mor eu. Ok, gata. S-a dus. Gata. Cred că mă convinge, deci vorbesc foarte serios, cred că mă convinge să iau de asta. Și ce îmi pare rău acum, trebuie să zic, îmi pare rău că n-a venit și Marius, frate. Deci cu Marius și el vorbesc, că de vreo 2 ani de zile vorbim, înțelegi? Nu v-ați văzut? Lu Marius, ca să știe lumea, să se audă pe vlogul tău, i-am zis, vrei să mergem să călătorim, hai să mergem pe undeva. Și Marius mi-a zis așa, ca să se audă aici pentru prima oară la Backpacker Life, că pe el nu-l sui într-un avion, lui este frică să zboare, da? Deci chestia asta poate să o vor recunoască, dar zic, bă, eu nu mă sui, eu dacă merg cu bicicleta, de un avion nu mă sui. Bă, da, nu știu, la cum se dă Marius cu trotineta, nu știu dacă ai văzut că se duce pe munte pe astea, da. Mă miră că e frică de avion, adică mi se pare mult mai periculos ce, cum se dă el pe acolo. Așa, așa că deci tu ai fost plecat, deci ai lipsit o bună perioadă timp din România, da. Și acum te-ai întors și te-ai lovit de probleme de românisme, de probleme de România. Și care sunt problemele? Ce te-a izbit când te-ai întors în România? Prima chestie care m-a șocat, am zburat din Madrid în București, m-a șocat modul prin care românii privesc chestia asta cu zburatul. Deci s-a anunțat gate-ul, era 31B, și toți oamenii s-au dus acolo buluc, s-au împins, și faza cea mai ciudată pe care am zis-o a fost în avion, când domnișoarele stewardese treceau cu cartul la, cu mâncare, și săracele femei trebuiau să se ducă dintr-un loc în altul și să oprească pentru că oamenii din avion, deci românii, simțeau nevoia să se ducă la baie, să facă pipi sau ce făceau, o dată la câte 2 minute. A doua chestie care m-a șocat în România este legată de taxiuri. Toate taxiurile pe care le-au de pe stradă au fost sub orice critică. Exemple foarte scurte, din centru vechi până la Boa, în Herăstrău, mi-au cerut 70 de lei, 60-70 de lei. De la Grand Mall, de la Băneasa, au venit și mi-au zis, boss, e 35-40 de lei, lași și tu 50 de lei în condițiile în care pe, nu știu, pe Bolt sau pe Clever era undeva la 10 lei. A treia chestie legată de prețuri, cât de scumpă sau cât de ieftin e România. Și mai este încă două pe care nu le zic ca să nu vă aflați totul de la Cristi din vlog, să vă uitați și la mine, ca să fac și eu view-uri. Bă, ce vreau să te întreb e, cum e să călătorești așa? Adică, nu știu, ți se pare că e fezabil pentru un om oarecare să facă ce faci tu? Și în același timp se pare obositor să faci chestia asta? Toți oamenii zic așa, eu aș vrea să fac ce faci tu, dar factorul financiar mă oprește. Eu spun că nu te oprește factorul financiar și zic de ce. Dacă eu acum spun ție că îți dau 30.000 de euro, dar cu condiția de a călători un an de zile și a face un stil în care o fac eu, eu spun că după 2 luni de zile e claca. Prima chestie care ne oprește sau îi oprește pe oameni general să facă ce fac eu, e legată de apartenența la societate și de apartenența la stringențele pe care le impune societatea și cum ne-am născut și cum am văzut noi lucrurile până acum. Eu am spus de multe ori pe video meu că nu sunt eu persoana care să vină să dea exemple sau care să vină să dea sfaturi de viață, dar
cred că asta este treaba care pe noi ne oprește să facem lucruri cum pe tine. De exemplu, din 10 persoane, dacă ai fi întrebat 10 persoane normale, probabil că 8 dintre ele ți-ar fi spus, bă, ar fi trebuit să accept sau, mamă, accept oferta de la Google sau de la Facebook. La fel și oamenii care se uită la mine și se gândesc, băi, aș face treaba asta, sunt opriți de câteva lucruri. Prin treaba asta eu vreau să demontez ideea confort căreia banii sunt cea mai mare problemă. Nu sunt banii cea mai mare problemă și revenim la a doua parte, energia e cea mai mare problemă. Băi, să știi că se simte o oboseală. Da, eu nu cred că mi-ar fi super greu să faci ce faci, adică am călătorit destul de mult, știi, și îmi place să am, să știu că am un loc anume pe care să-l numesc casă și să mă întorc, știi, că plec și mă întorc din nou acolo, știi? În casă, da. De asta apreciez ce faci cumva, știi, și nu cred că toată lumea poate să facă asta. Înțeleg, Iosef, eu cred că am fost născut pentru asta și zic de ce. Eu când eram mic, niciodată nu mi-am dorit să fac bani în viața asta. În viața asta mi-am dorit independență totală. Și în momentul de față eu pot spune că am atins independență totală, mai ales independență socială. Eu nu simt nevoia de oameni în jurul meu. Eu nu am dor de familie. Familia mea e la distanță de un click pe WhatsApp sau oricum modul în care eu am fost născut, ai mei divorțat, sora mea plecată de pare 20 ceva de ani de când e plecată, mama la fel plecată la noi, la mine cumva s-a creat contextul pentru ca eu să pot să plec fără să simt să am niște rădăcini aici, da? E vorba de o dependență. La mine asta, eu sunt dependent de a fi pe drum. Eu sunt dependent de a mă sui într-un avion. Dacă eu aș avut o viață normală, nu cred că o viață normală îți dă dreptul să visezi că vrea să faci altceva. Uh-huh. Și de aceea este cumva, să zicem, contraintuitiv. Dacă aș fi avut o viață normală, nu cred că m-aș fi gândit să fac chestia asta. Aș zice, dacă m-aș fi oprit din chestia asta să o fac. Pentru că au fost momente în care m-am gândit să mă opresc. Uh-huh. Și treaba asta o zic nimeni de la mine pe canal, nu știe. A fost momentul în care eram cu fosta mea iubită, cu vietnameza. În momentul în care aveai o relație cu o persoană, ai două variante. Adică eu aș avut două variante. Ori eu mi-opresc viața, ori persoana își oprește viața și vine după mine, știi? Eu nu puteam să-i zic ei, știi, bă, oprește-ți viața, renunță la familie, la copil, să vii cu mine. Uh-huh. Și atunci mi-am dat seama că nici eu nu pot să fac chestia asta. Dar a fost un moment în care m-am gândit serios, bă, dacă eu m-aș muta în Vietnam, uh-huh, și pe-am luat-o pe oșa, stai să-mi spun frata asta din nou în cap. Eu dacă m-aș muta în Vietnam, am zis, două naibii de treabă, știi? Nu mă vedeam făcând treaba asta, dar m-am gândit, deci a fost în capul meu pentru... Uh-huh. Eu cred că aș fi regretat enorm. Povestea lui o găsiți pe canalul Backpacker Life. Am dat o filozofie aici la masă, dar a fost mișto și sper să ne mai auzim și cine știe să mai facem video pe YouTube. Clar, 100%. Băi, cum pot eu să închid cel mai șmecher vlog? N-am cum să închid cel mai șmecher vlog decât să zic eu cu gurița mea că el e cel mai șmecher om.